fosol, materia organică din sol. Bună! Mă numesc Alfred Grant. Acest videoclip fosol este o introducere pe tema materiei organice din sol, beneficiile sale și cum să protejăm și îmbogăți materia organică din solul terenului dumneavoastră. La sfârșitul videoclipului veți găsi informații suplimentare despre aceste aspecte. Vă rugăm să consultați și alte videoclipuri pe Soil despre compost și subiecte legate de sănătatea solului. Materia organică din sol este formată în principal din carbon, ea fiind definită de elementele din sol provenind din reziduri vegetale și animale aflate în diferite stadii de descompunere. În majoritatea terenurilor arabile din Europa, conținutul de materie organică din sol ajunge între 1 și 6%. Cu cât este mai rece climatul și solul, cu atât este mai mare cantitatea de materie organică. Prin urmare, în nordul Europei sunt înmagazinate cantități mai mari de materie organică din sol decât în sudul Europei. Materie organică din sol are un impact enorm asupra caracteristicilor fizice, chimice și biologice ale solului, influențând astfel diferitele funcții ale solului. Ca urmare, materia organică din sol joacă un rol important pentru teren, fermier, societate, mediu și climă. Unul dintre beneficiile fizice ale materiei organice din sol este stabilitatea agregatelor, ceea ce duce la reducerea crustei, infiltrarea îmbunătățită a apei, a spațiului poros și ventilația aerului. Totodată, capacitatea de reținere a apei este îmbunătățită prin creșterea conținutului de materie organică din sol. Aceste caracteristici sunt extrem de importante dacă avem în vedere frecvența crescândă a evenimentelor meteorologice severe și un climat în schimbare. Beneficiile creșterii materiei organice a solului, în funcție de caracteristicile chimice, includ o capacitate mai mare de schimb cationic. Este capacitatea solului de a atrage și de a păstra substanțe nutritive importante. Pe ansamblu, rezultă o dinamică mai mare a disponibilității elementelor nutritive pentru plante. Una dintre cele mai importante caracteristici ale materiei organice din sol este aceea că sprijină organismele care trăiesc în sol, aspect de care, în final, beneficiază fermierul. Materia organică. Este hrană pentru microbienii care determină o creștere a activității microbiene, aspect relevant pentru combaterea bolilor transmise de sol. În același timp, materia organică din sol este un habitat, contribuind la creșterea diversității microbienilor din sol. Impactul materiei organice din sol asupra diferitelor caracteristici ale solului duce la reducerea nivelului de stres a plantelor, Crește rezistența și capacitatea solului de a îndeplini diferitele funcții, chiar și în condiții dificile, precum secetă, precipitații abundente și așa mai departe. Pe lângă efectele fizice, chimice și biologice, creșterea materiei organice din sol poate contribui la atenuarea schimbărilor climatice. Poate crește capacitatea solului de a reține carbonul. Deci, care metode sunt considerate cele mai eficiente pentru a evita pierderile de materie organică din sol pe de o parte și pentru a menține sau chiar pentru a crește cantitatea de materie organică pe de altă parte? Cum putem proteja nu doar cantitatea de materie organică existentă în sol, ci și să adăugăm materie organică? Înainte de a merge mai departe, puteți consulta bilanțul pentru materia organică din sol pentru a vă alege strategia. Puteți calcula folosind fișa informativă pe SFOSOL. Există practic trei tipuri de materie organică din sol: materie organică ușor solubilă, stabilă și relativ stabilă. Fiecare tip are propriile funcții, toate fiind importante. Dacă dorim să avem grijă de materia organică din sol, este mai ușor să o protejăm pe cea existentă în sol, decât să creem noi materii organice. Prin cultivare, oxigenul este încorporat în sol și activitatea microbiană este accelerată. Microbienii se hrănesc cu materia organică și eliberează dioxidul de carbon în aer. Deși acesta face parte dintr-un ciclu natural și o resursă importantă pentru plante, repetarea excesivă a acestui proces nu este necesară și duce la reducerea nivelului de materie organică a solului. O altă cale prin care materia organică a solului se pierde este prin eroziune. Când partea superioară a solului este îndepărtată de pe teren prin vânt și apă, sunt pierdute și cantități semnificative de materie organică din sol. De asemenea, eliminarea tuturor rezidurilor de plante de pe teren are efect asupra pierderii de materie organică din sol, deoarece acestea protejează solul de eroziune și furnizează materie organică proaspătă. Prin urmare, reducerea cultivării, a eroziunii solului și păstrarea rezidurilor plantelor pe câmp este importantă pentru menținerea și stoparea pierderii de materie organică din sol. Mai multe metode pot ajuta la creșterea cantității de materie organică a solului din câmpurile noastre. Una dintre cele mai bune metode este menținerea suprafeței solului acoperită cu plante vii. Acest lucru poate fi obținut printr-o rotație diversă a culturilor și utilizarea de culturi de acoperire mixte. Dacă este posibil, leguminoasele perene, cum ar fi trifoiul și lucerna, sau amestecurile de iarbă și trifoi funcționează cel mai bine pentru a crește și menține materia organică din sol. O altă metodă este aceea de a aplica materia organică pe câmp. Se poate folosi compost gunoi de graj din îngrășământ organic și sol amendat, dar și materiale mai noi, cum ar fi biocărbunele, pot avea un impact semnificativ și rapid asupra creșterii materiei organice din solul terenului agricol. Biocărbunele este cărbune produs prin piroliza deșeurilor organice. Este bogat în carbon și stabil în sol. Unde rămâne intact timp de secole. Menținerea animalelor pe câmp pentru pășunatul culturilor de acoperire sau perene contribuie de asemenea la creșterea nivelului de materie organică din sol. Țineți cont de tipul de resurse alese. Surse diverse și chiar soiuri de cultură afectează diferit compoziția materiei organice. De exemplu, puteți alege soiuri lemnoase sau non-lemnoase. Pentru a crește conținutul de materie organică, atât cea ușor solubilă, cât și cea stabilă. Creșterea nivelului de materie organică din solul unui teren agricol este un proces de lungă durată, care are nevoie de foarte multe cunoștințe și experiență. Dacă doriți să obțineți mai multe informații, nu ezitați să consultați website-ul Best for Soil, unde puteți găsi aspecte suplimentare și detaliate în fișele noastre informative.